Sănătate, prieteni dragi! Suntem în luna august și s-au copt murele, mure fără țepi. Destul de avantajoase pentru că sunt destul de mari, foarte productive și în același timp scap de zgârieturi, de înțepături. Sunt tot felul de soiuri de mure fără țepi, unele mai precoce se coc, altele mai tardiv, unele mai rezistente iarna, altele sunt destul de mari. Acum vă puteți interesa de diverse soiuri și puteți încerca 2-3 soiuri pentru ca să aveți diversitate mai mare. Sau copt și durează aproape o lună și ceva, o lună și jumătate. Sunt copte mai de mult. Observați, le-am pus solitar în curte. Se pot pune și pe lângă un gard, se pot pune pe palisat pe o sârmă cu șpalieri. Sau puteți pune două fire ca și un solitare în curte, încercând metoda diversității. Observați, sunt destul de mari. Frumoase, destul de dulci, rezonabil de dulci. Ăștia chiar s-au copt, au acumulat dulceața. Îți umplu gura 3-4 mobișe. Delicioase. Nu sunt pretențioase, nu le-am stropit cu absolut nimic. Le mai dați câte o apă din când în când la rădăcină să le udați. Le puneți un pământ rezonabil cu puțin gunoi de graj când le plantați. Așa, ei sunt altele care se coc. Unele urmează să se coacă, sunt destul de multe. Da. Mulțumim lui Dumnezeu, avem o recoltă bună.